Ieri s-au desfășurat activitățile din cea de-a doua zi a festivalului Cinesat Lerești. Programul a fost bogat din numeroase puncte de vedere, prima parte a zilei fiind dedicată dezbaterilor despre filmul Faleze de nisip, interzis din ordinul șefului de stat în perioada comunistă. Discuțiile atractive au fost susținute chiar de realizatorul filmului, regizorul Dan Pița, alături de unul dintre cei mai populari actori români, Gheorghe Visu. S-a întâmplat să iasă în premieră filmul în București, să ruleze două zile într-o săptămână și după aceea să fie retras și practic arestat, fără să mi se dea niciun fel de explicație. Abia peste un an de zile aproape, șeful statului a emis teoria aceea cu tânărul de la Marea Neagră, tânărul muncitor. Nu am făcut nimic fantastic, n-am făcut nimic ieșit din comun, așa am simțit ce am gândit filmul și la fel mulți colegi de-ai mei la fel procedau. Dacă filmul trezește oarecare întrebări în rândul celor de tinerilor de astăzi, sunt și eu foarte curios ce anume îi atinge din această poveste. Pentru că sunt convins că nu au citit cartea, nu aveau cum să o citească, cartea lui Bujor Nedelcovici, nu pentru că ar fi fost retrasă, ci pentru că e o literatură care nu se mai multiplică astăzi, nu se mai editează, nu se mai găsește în librării. În rândul publicului s-au aflat mai mulți tineri care au fost provocați să interacționeze cu cineaștii prezenți la eveniment de către Elisabeta Bostan, care, pe lângă profesia de regizor, a desfășurat o însemnată activitate profesorală. Dan Pița a rezistat și nu s-a gândit ce va fi în viitor cu filmul și chiar cu ființa lui, ci a făcut filmul așa cum a crezut el și răspunde pentru fiecare gest și secvență din film, prin iscălitura pe care o dă în finalul filmului, este cea mai bună dovadă că a fost un om de un curaj extraordinar, extraordinar. Și dincolo de treaba asta, el a creat, simți pulsul, cum să vă spun, profund, angajat al sufletului și al creierului artistului, care nu poate fi confundat cu nimeni. El este el. Și cu cât este mai el și are lucrări mai mari și mai frumoase, cu atât este mai valoros și va rămâne valoros în viitor. În cea de-a doua parte a zilei, evenimentele Cinesat au continuat în sala Ateneului din Lerești, unde s-a desfășurat lansarea de carte Cântec pentru glas și toacă, semnată de actorul Dorel Vișan, cel care a susținut apoi un spectacol de mare valoare și emoție pentru spectatorii numeroși. Am alergat în piața eroilor, lângă poaică. Seara s-a încheiat cu o nouă proiecție în aer liber a unui film grandios, de această dată fiind difuzată producția Ștefan Lucian. În deschidere, realizatorul acestuia, regizorul Nicolae Mărgineanu, împreună cu actrița Maria Ploaie, au povestit unele detalii fascinante despre film. Este extraordinar în acea perioadă cât am filmat în acel interior. Nichita Stănescu stătea în apropiere, era prieten cu Ion Caramitru, care interpretarul lui Ștefan Lucian,
Și aproape zilnic venea pe la noi să discute cu el, să discute, era foarte interesat să vadă cum reușim noi să readucem la viață acești ultimii ani de viață a lui Ștefan Lucian, care au fost foarte dificile. Un mecen al perioadei în care Ștefan Lucian a trăit, Bogdan Pipeș, l-a întrebat la un moment dat, nu înțeleg cum reușești tu, ce a scos tu în spatele acestor flori pe care le pictezi. Pentru că eu mărturisesc, cred că sunt cele mai frumoase flori pe care au fost pictate vreodată în lume, nu numai în România. Or, Ștefan Lucian era deja într-o stare avansată de boală și toată suferința lui și-a dedicat-o pictând niște portrete, pictând aceste delicate flori. În edițiile viitoare ale jurnalului Mușcel TV vă vom prezenta și alte activități importante desfășurate în cadrul Festivalului Cinesat Lerești 2017.